Rapid, rapid, tot ai doar 20 de secunde la dispoziție să salvezi planeta. Ce vei face? Ei bine, asta e întrebarea la care vom răspunde în episodul de astăzi, pentru că ne jucăm MacPixel, un joculeț destul de interesant. M-am gândit la el de ceva vreme, nu este un joc nou lansat, dar este un joc pe care tot mi-am dorit să-l joc. Așa că am zis, bă, hai să facem poate niște episoade. Dacă este să vă placă, nu uitați să apăsați butonul de like. Și la fel cum era în Meteor 60 Seconds, unde aveai un minut la dispoziție să salvezi planeta, aici ai doar 20 de secunde, deci trebuie să te gândești destul de rapid. Avem aici chapter 1, 2, 3 și 4. Hai să ne jucăm chapter 1. Îl aruncăm pe copilașul ăsta aici sau? Nu, că nu, l-aruncăm, ne aruncăm noi dacă e bun. E bună treaba. Este și puțin așa amuzant făcut. Adică nu se ia prea în serios joculețul, dar avem așa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Aici am intrat eu așa puțin să văd cum e. Îi dăm aici, țac, și am intrat. Bun. Și de acum începe trebușoara. Deci noi avem 20 de secunde la dispoziție în fiecare scenariu. Save the day, adică salvează ziua. Hai să vedem, suntem undeva pe insulă pustie. Ce vom face? Avem aici o bombă într-un dăsta de hot dog. Avem un tip care vinde hot dog. Iau bomba și eu dau lui ăsta. Ia să vedem. Vrei asta? Să o pun aici. O pun cu ketchup dacă vrei. Mi-am dat-o de cap. Ok, n-am salvat lumea în 20 de secunde, dar o să ne întoarcem la nivelul ăsta la un moment dat. Pentru că vedeți că trecem prin fiecare în parte. Acum suntem undeva într-o clădire, suntem la spital. Este un om aici, avem o toporișcă. Nu știu, să-i dau lui ăsta toporișca? Ia, domnișoară, vreți toporișca asta? I-am dat toporișca de cap și... Da, nu, n-am reușit să salvez din păcate lumea. Hai să vedem, o să ne întoarcem. Așa se joacă acest joc, trebuie să experimentezi, să vezi care-i treaba dacă reușești. Aici avem bombița aia acolo sus. Avem, pot să-i dau una lui ăsta, dar nu zice nimic. O lumânare, să fac cu lumânare așa oare? Ia să vedem. A strănutat și a aruncat bombița și n-a mai explodat. MacPixel și am salvat și vedeți, mi-a dat un punct. Bun, aici suntem undeva la un vulcan. Hai să vedem cum reușim să trecem de acest vulcan. Ok. M-am aruncat eu un vulcan. Ok, aparent așa am salvat. Da, am înțeles. Bun, următoarea suntem undeva într-un metro, avem bombița mama sau bombiță mai mare. Am dat cu piciorul în ea. Probabil că nu era idee foarte bună să dai cu piciorul în bombiță. Bun, hai să vedem următoarea. Suntem undeva la școală. Ia să vedem, tu ce zici? Poți să-ți dau cu piciorul? Poți să dau și ție cu piciorul. Poți să fac ceva pe aici? Ok, nu cred că e bine că am deschis... Am deschis fix ce nu trebuia. Bun, dar măcar știm că acolo se află bombița. Băi, interesant joculețul. Nu știu, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri. Dacă n-ați apăsat încă butonașul de like, să-l apăsați. Și vreau să scrieți hashtag salvează lumea. Văd niște ochi acolo. E un extraterestru. E un extraterestru, dar n-am rezolvat nimic că e extraterestru ăsta aici. Poate trebuie să-i dau lui bomba. Poate. Uite, la asta nu m-am gândit. O să încercăm data viitoare să vedem dacă merge. Dar bine că am așa oarecare idee ce ar trebui să fac acolo. Pe alea pe care le-am făcut deja nu o să se mai repete. Hai să vedem ăsta ce face. I-am dat una în stomac așa și i-a zburat bombița. Avea bombița în el, aparent. Ok, avem 3 făcute. Hai să vedem ăsta. Asta... Tataie, tu zici ceva? Ce e asta? Să-i dau lui ăsta? Ok... Ok, s-a prins de picior. Și acum ce se întâmplă? Ai, mă, frate, pe bune! De ce nu puteam eu să arunc aia pe geam? Adică a fost nevoie să se prindă proteza lui bunicu de piciorul lui ca să... Da, ok, ați înțeles care e ideea jocului. Bun, aici... Ia să apăs pe buton. S-a sunat, fugiți, fugiți! Dar tot n-am salvat, pentru că până la urmă tot o să... Da. Deci am salvat copiii, dar... Tot n-am salvat situația. Trebuie să salvez situația ca să poți să faci ceva aici. Ăsta, ziceam că vreau să-i dau lui ăsta. Ia vezi. Hai că l-a luat. Ok, oh. I-a plăcut foarte mult, aparent. Bun, hai că am trecut și de chestia asta. Dar după cum vă ziceam, ăsta nu e un joc nou. E un joc de vreo 7 ani lansat. Dar un joc care mie îmi place. Și am zis, bă, hai să-l facem. Hai să luăm asta și să sunăm aici. Și acum, uite că asta schimbă. Și-a luat ăla și fuge cu ea. Ok, aparent asta funcționează. Uneori jocul ăsta n-are logică, dar total time, destul de rapid. Stats, replay sau return. Bun, deci am făcut primul ăsta beaten. Vedeți, zice beaten, am terminat. Am played. Bun, intrăm aici.
Nu știu ce se întâmplă acolo. Habar n-am, dar sunt cu totul și cu totul alte situații. Bineînțeles, din nou, save the day. Asta trebuie să facem. Petrecere ceva. Ce-i asta, mă? Suntem la petrecere, avem un măr. Ia tu mărul. Aoleu, are chestia în cap. No, păi și cum fac eu aici? Mamă, nu știu ce se întâmplă dacă îți dă 3 de alea consecutive. Azi 3 puncte consecutive, nu știu ce se întâmplă. Tu ce vrei? Ce se întâmplă aici? Aoleu, bombița aia înăuntru. Și a explodat. Aoleu, trebuie să ne gândim. Deci acum trecem prin fiecare și ne gândim ce putem face la fiecare în parte. Hai să vedem, suntem undeva la o piscină, avem o tantie aici și un domn. Ia de aici picior! Ești tu picior? Nu, merge niciun picior. Îi dau lui tantie asta, asta? A? E! Dansez în fața lor, dar nu cred că o să mă ajute asta foarte mult, adică... Nu știu cum aș putea să salvez ziua dansând și dând cu piciorul. Suntem undeva unde se construiește un bloc aparent, hai să vedem ce putem să facem aici. Cred că am apăsat pe buton. Și-a luat chestia asta. Ok. Tot a explodat, deci nu mă ajută cu nimic chestia asta. Trebuie gândită. Avem aici un avion. Ce putem face cu avionul? Avem un șarpe, avem o ușă. Aș deschide ușa? Hai că am deschis ușa degeaba. Mă gândeam că deschid ușa și voi putea să arunc bombița pe ușă, nu? Dar aparent nu este așa. Nu e nicio problemă, trecem mai departe. Hai să vedem ce e aici. E ceva înăuntru? E bombița înăuntru. S-a adus tot. Trebuie să ne gândim. Uite, de ce aici la party? Era mărul ăsta pe jos. Ia stai să văd dacă fac ceva aici. Ia, am schimbat ăsta. Asta era! I-a aruncat cu discul ăla de DJ și l-a aruncat direct în cap și a tăiat părul. Și părul avea bombița înăuntru. Bun, aici am văzut eu un bănuț pe jos. Hai să luăm bănuțul ăsta, să ți-l dau ție. Poate nu. Bat la ușă? Ok, am pus bănuțul acolo, am vrut să-l dau direct. Dar aparent el s-a aruncat acolo și a explodat și a salvat. El a salvat, nu eu. Deci, da, ok, a fost bine. Hai să vedem următoarea. Asta cu piscina, am încercat să-i dau fetei asta. Dacă mă arunc eu în apă, pot să mă arunc în apă? Da, pot să mă arunc în apă, da. Și ce am făcut? Asta a fost? Mi-a dat 3 bonus round. Ok. Nu știam că îți dă și bonus round, dar aparent. Stai, ce? Ce a făcut? Ce a fost asta? Trebuia să-i verifici la burtă, să vezi dacă au ceva? Habar n-am. Jocul ăsta e ciudat, dar e amuzant. Iau asta. Ok, e înăuntru acolo, am văzut-o. Dar, na, tot nu-i bine. Trebuie gândit asta cu... Da. Aici mă gândesc că are ceva legătură cu șarpele ăla. Hai să vedem. O să încerc să apăs pe șarpe. Ce se întâmplă dacă... M-am mușcat de picior. Tot n-am reușit. E mișto că ai 20 de secunde, adică nu poți să te gândești foarte mult la rezultat. Trebuie să te grăbești. Ia să văd ceva în... Tot n-am rezolvat nimic aici. Trebuie să te uiți și în fundal. Asta e faza, că sunt unele chestii pe care nu le prinzi din prima, dar din cauza că le poți repeta și practic nu te lasă să treci mai departe până când nu le repeți. Ia, ce e asta de pe jos? Ia? Nu merge. Poate bag aici? Bag banul acolo. Și îmi dă ceva? Mi-a dat ceva. Dar tot nu m-am rezolvat nimic. Am băgat bani acolo să-mi dea și mie ceva suc, dar nu mi-a dat nimic. Că, dar a explodat ăla până la urmă. Hai să apăs pe bombă direct. Ok. Tot a explodat. Hai să văd dacă iau ăsta și îl combin cu ăsta. Ar avea vreo legătură? Asta era, mă, frate. L-am făcut pe ăla să vrea să-și ia bănuțul și s-a dus după bombă și s-a dus cu tot cu bombă. Ok. Bun, hai să vedem cu avionul. Bă, trebuie să aibă ceva legătură cu șarpele ăsta, dar nu știu exact ce. Ia stai. Dacă iau lopata asta de aici și îi dau la bomba asta cu lopata. Asta era! S-a desuflat șarpele. Oh my god. Și ultimul nivel nu știu exact cum pot să-l trec. Deci la ultimul nivel chiar nu știu cum pot să-l trec. Uite, am făcut un nivel gold. Aparent poți să te descurci și foarte bine. Poate iau zăpada și mă duc să sting efectiv ăsta. Corect?
aparent era atât de simplu. Return, beaten, beaten. Și hai să facem și asta. Dacă tot suntem aici, de ce nu, mă? Hai să vedem. Deci asta abia e chapter 1, ca să înțelegeți. Mai avem o grămadă de chaptere pe care le putem juca. Hai să vedem. Deci avem aici coffee. Suntem undeva la o cafenea, undeva în deșert. Suntem la coadă. Și eu nu vreau să stau la coadă, asta e o găleată aici. Și îmi pun cu găleata. Și beau cu găleata cafeaua. Ce? Asta a fost rezultat. Asta a fost? Nu cred. A, mă gândeam, n-avea cum să fie ăsta. Era imposibil. Mamă, un lift care s-a rupt și pică. Aici ce o să se întâmple? Ok, avem extintorul. Îi dau lui ăsta cu extintorul. Ok, nu cred că a rezolvat absolut nimic. Și s-a prăbușit de tot. Aici chiar nu știu cum aș putea să salvez. Suntem undeva într-un submarin. Ok, hai să vedem. Submarin și am o torpilă. Și ce pot să fac eu cu torpila aceasta? Nimic, că s-a rupt submarinul în două. Ok, suntem undeva într-un cave, undeva pe insulă. Ce facem noi aici? Am o cheie, de ce am o cheie într-un cave? Ia, mă bat cu ăsta? Da, ok, nu, n-a rezolvat absolut nimic asta. Prima dată când nu știu nivelele, vă dați seama, o să trebuiască să le învăț, să îmi dau seama ce trebuie făcut și după aia ne descurcăm. Un păiangăn. Ia păiangănul, nenea. Nu merge. Ia? Să urcă păiangănul acolo. A intrat păiangănul înăuntru. Ce? A rezolvat păiangănul situația? Cred că da. Ok, asta a fost cel mai random lucru. Cel mai random dintre toate nivelele. Aici o gaură în pământ. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Aici suntem în gaura asta. Și, a, cred că e o bombă. Da, e bombiță înăuntru acolo. Probabil lăsată de cine știe de când. Ce trebuie să faci aici la cafenea? Eu asta mă întreb. Ia stai să văd. Deci la cafenea eu am la găleata aia. Ok, am vrut să-mi torn direct în gură cafea, dar aparent n-a funcționat. Liftul care pică. Hai să ne gândim cum am putea noi să facem liftul care pică. Liftul care pică, aș putea să apăs pe buton. Ok. A ieșit bătrânul pe buton, dar tot n-am rezolvat. Că degeaba a ieșit. Bun, deci până acum avem doar un singur nivel de ăsta făcut. Pot să mă uit pe ăsta? Ok, mă uit. Pot să fac ceva? No. Deci din păcate nu nici asta. Uneori trebuie să combine anumite chestii pentru a le putea face. Dar hai să încerc să iau ăsta și să folosesc aici. A? Asta să fi fost? Am luat eu foc, dar n-a fost nici asta. Ok, nici soluția aceasta nu este bună. Aici nu prea e foarte multe chestii pe care le poți face din ce am văzut eu. Adică, doar că e pe aici ceva, ia să vorbesc cu ăsta. Ceva pe capul lui. Oh! A, mă dau drept comandantul lui și zic, fă ceva aici, sau? No, nici asta nu e bine. Bun, la cafenea. Hai să vedem la cafenea, domnule. Ce trebuie făcut aici? Poate trebuie să vorbesc cu ăștia. Să iau găleata, să-i dau lui ăsta. Ia, i-am dat găleata de cap. Hai că a fost bine dacă e. Da, liftul. Hai din nou liftul să vedem. Ha, mă frate, ce altă variantă ar mai putea fi? Poți să apăs pe butoane. Apăs pe toate, am apăsat pe toate butoanele. Și nu, nu ar fi avut de ce să se schimbe într-un fel povestea. Că până la urmă liftul e tăiat de sus, adică... Bun, aici am submarin. A, e aici ceva. Am dat drumul la apă! Ok, nici asta n-a fost bine. Dar îmi place faptul că ai diferite chestii pe care le poți încerca. Adică de fiecare dată vei face altceva. Ce fac dacă fac... Oh! Oare? Yes! Asta a fost! Care să fie, mă, răspunsul? E aici ceva. Ia, pot să iau ăsta? Nu pot să iau ăsta. Voi lua ăsta și dau lui ăsta. Și ăsta îmi dă mie în cap. Ah! A stricat aparatul de cafea. Asta a fost! Yes! Mamă! Ok. Bun, hai să vedem liftul. Cum rezolvăm noi liftul? Asta va fi o întrebare bună. Mă gândesc care are legătură cu extintorul într-un fel. Nu știu ce mai exact. Poate... Ia. Asta era, oare? Aaa, pe bune? A, mă, frate, și acum ne urcăm înapoi, ce facem? Da, acum ne urcăm de unde am venit.
A format o spumă acolo și bine, asta e imposibil, da? În jocul ăsta ce nu e posibil? Bun, aici avem o hartă. Ia să învârt eu de volan. Cea mai simplă chestie. Hai că e bună treaba. N-a fost bine. Mai avem două nivele. Aici un piculez mai dificil, pentru că aici chiar nu-mi dau seama. Sunt două chestii totuși, voi vedeți? Este. Ah! I-am zis să facă flotări. E diferit față de data trecută. Și tot dau palme și... Ah, uite mă că acum merge. S-a dus, a luat bombița și fuge. Trebuia să iau pălăria și să-i zic lui. Mă, frate, nu trebuia să zic către bombă. Am înțeles. Bun, hai. Acum voi lua ăsta și îl voi da lui. Ok, da. Da, avea cum să funcționeze în niciun caz. Mai încercăm o dată, hai să vedem. Cred că are legătură cu chestia asta cumva. Ia stai. Hai, cred. Da! Am aruncat-o și nu mai are cum să explodeze la noi. Da, mă, frate, pur și simplu aruncai pe geam. Bine, noi o să murim probabil în necați. Dar, da. Și asta e chapter 1. Acum, ghișe, avem și chapterul numărul 2. Care, după cum se observă, apăsăm pe buton. Bine, nu o să ne jucăm acum chapterul numărul 2, doar vreau să vă arăt faptul că avem. Uite, am played. Sunt 3, tot așa, cred că sunt 3. Și apeși primul. Doar vreau ca să vă dau ca exemplu, știi? Chapter 2, să vedeți că mai avem ce să mai jucăm. Și dacă vă place, dacă văd multe like-uri la episodul de astăzi, vom mai face episoade. Și din nou, aceeași chestie, deci... Da, devine din ce în ce mai mișto. Dar, nu ne mai jucăm momentan, pentru că nu mai avem timp. Dacă v-a plăcut, dacă mai vreți episoade, nu uitați, dați acolo un mare, mare like. V-am zis, jocul nu este un joc nou, este un joc vechi de vreo 7 ani, dar pur și simplu un joc pe care l-am ținut eu minte. Și am zis, bă, ce-ar fi, mă, dacă l-aș încerca pe canal? Hai să vedem dacă le place, știi? Și chiar asta aștept să văd. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!